Cu speranță de mai bine s-a prezentat astăzi la vot și prima femeie pilot de elicopter din România. În ciuda stării de sănătate, la cei 85 de ani, Elena Bulgaru a ținut să-și exercite dreptul. Bineînțeles că de aici am ieșit, de la votat. Am de votat. ce ați vrut să votați astăzi? Poftim? De ce ați vrut să votați astăzi? Păi ca să, să facă ceva mai bine în țara asta. De aia, de ce am vrut să votez? De ce votează toată lumea? efort să veniți? Un efort că mă doare rău în mijlocul. Prima femeie pilot din țară a fost ajutată să ajungă la secția de vot de fiul ei.